Salut, prieteni! Haideți să ne pregătim și pentru Revelion anul ăsta și pentru că în seara de Revelion se mănâncă pește, mult pește, cel puțin la mine. O să facem pentru seara dintre ani Avat, afumat, Avat de prut. Eu mi-am luat Avatul, l-am curățat bine de sus și mațe ce are tot el în interior. L-am spălat și l-am lăsat, l-a uscat bine. Vedeți că e uscat, da, cât a putut el în casă, după aia o să-l las afară la aerat înainte de a-l pune la, în afumătoare. Ce o să folosim ca și condiment? Sare. Și aici am băgat în blender boabe de piper și boabe de coriandru. Cam atât voi pune eu dura asta. Cum facem? O să punem prima dată așa un pic de sare. Și un pic din condimentul făcut. Frumos miroase, numai din două condimente. La pește nu trebuie mult condiment pentru că peștele are gustul lui natural. Și o să începem al condimenta. Dăm cu sare prima dată și rămasăm peste tot. Punem și condiment. Acum fiecare vi-l faceți cât credeți dumneavoastră că mâncați de sărat. Și îl așezăm aici. L-am pe următorul. Și la fel facem și cu următorul. Cam asta este procedeul de condimentare al avatului. Eu de acum o să iau pe fiecare în parte. Dumneavoastră ați înțeles cum e ideea, n-are rost să stau să vă facem clipul prea lung, să vă arăt cum îi condimentez pe totul. Eu pe fiecare în parte, la urmă vă arăt cum sunt condimentați și o să vă explic ce fac în continuare. Da, ok, urmăriți-mă în continuare dacă vreți să faceți dumneavoastră acest preparat pentru noapte de Revelion sau pentru oricând, nu chiar pentru Revelion, puteți face. Vreau să vă arăt, din asta lipsește. De ce lipsește? Pentru că am răsfățat o casă, tomiță. De aici a avut el bună plăcere să-i tai, să mănânci. A mâncat, s-a saturat, de acum s-a băgat la somn. Golanul.
Da, ok, revin mai acum și vă arăt cum e tot condimentat. Da, eu am terminat de condimentat. O să-l las până mâine, că timpul nu-mi permite prea mult. Dacă vreți să-l țineți, în 2-3 zile aveți undeva la rece, nu e nicio problemă. Timpul meu cam atât pot până mâine. Mâine, înainte de a-l pune în afumătoare, o să-l las la zvântat vreo 2-3 ore afară, după care o să-l așez în afumătoare și o să-i dau tot așa un fum rece cald. O să vedem mâine cu ce lemn și ce procedeu voi face, dar vă arăt mâine și vă explic la fiecare și cât îl voi ține la afumat. Da, cam așa arată cum condimentat. O să stea până mâine așa la odihnit cu condiment și mâine o să-i dăm fumul și noaptea de revelion o să-l avem pe masă. Mâncăm alături de cei dragi și prieteni, cu familia, bineînțeles, și cu familia lor. Da, ok. Haideți să ne vedem mâine la afumătoare, să vedem ce bunătate o să iasă. Avat de prut afumat. Vremea super astăzi. Sau ce frumos a nins. Nu numai la Moldova, toată țara. Am pus pești un pic la stors, cât pregătim focul, cât îl întețim, după aia punem în afumătoare. Ia uitați cum stau aliniați. Am pus și 3 plătici. Ăștia sunt lui prietenul meu Tică. Și are și el avat. Afumăm. Să avem pentru noapte de revelion, împreună cu familiile noastre, prieteni și cei dragi. Vă așteptăm pe toți, că este. Ia uitați ce vreme frumoasă, ce frumos a nins. Afumătoarea o încălzesc. Am pus cetină de brad în ea. Frumos afară, nu? Nins frumos. Mergem un pic să vă arăt ulița. Să ne dăm cu Sania. Așa ca în copilărie. Ia uitați. Frumos, nu? Afumătoarea. Crețim un pic focul cu lemn de esență tare până facem jarul și să fermentăm bine afumătoarea. Îi dăm un pic la început cu lemn tare, după care o să dăm cu lemn de pom fructifer și un pic de rămurele de brad. Da. Ok, eu mă pun să așez în afumătoare și ne auzim. Vă arăt pașii următori. I-am așezat pe toți în afumătoare. Acum începem să le dăm fum.
Și mai admirăm și peisajul, că nu te poți sătura de cum arată natura în perioada asta. Ce ne poate oferi? Prea frumos. Prea frumos. Da. Să vă arăt mai acuș așa la un prim fum cum arată. Haideți până atunci să facem o bulgăreală. Să ieșim un pic așa prin zăpadă. Haideți, vă aștept la o țuiculică fiartă și să trăim anii din copilărie. Mai dau un foculeț scurt și cam gata. Îl las așa la uscat, la stors acum. Arată bine, nu? Care am văzut așa că nu stă bine în călig, i-am legat altfel ca să nu-i scap jos. Nu. Focul mediu acum frumos. Cum e să fac? Să usuc așa ca lumea. Mi-a arătat acuș când e gata, cu măsos. Ce culoare frumoasă. No? Gustos și bun. Și natural. Mai lăsăm să se mai facă. Ne vedem mai acuș. Să vă arăt acuș spre final aproape. Da? Ați ieșit la bulgăreală? Hai să ne dăm cu săniușul. Facem unul de zăpadă. Deci e gata. De acum mai las numai așa la uscat, în afumătoare, cât mai este jar. Nu le mai dau foc, le ajunge. Zic că au ieșit bine, nu? Au culoare frumoasă. Da. Îi vor lăsa în afumătoare. Vor sta așa la uscat. La temperatura de aici. Vor mai căpăta un pic de culoare. Și mai târziu vă invităm la degust. Ok. Vă aștept mâine cu gulatul și apoi cu degustatul.
Da? Și peștele. Ia uitați-l. Asta l-a stors în afumătoare, s-a uscat frumos. Căpăta o culoare frumoasă. Da. Cam asta a fost aventura pentru astăzi. Avat afumat. Avat de prut. Da. Vă aștept mâine cu uratul. Vă urez un an cu sănătate. Să fie bun. Să ne aducă anul nou numai bucurie în suflet. Toate cele bune alături de familie și cei dragi dumneavoastră. Vă aștept pe canalul meu YouTube să urmăriți ceea ce fac. Un like, un subscribe, abonați-vă, întrebați-mă toți acolo, tot ce vreți și eu vă răspund la fiecare în parte. Ok, anul cu bucurie vă doresc!